Mulțumesc tuturor care au votat pentru mine și vreau să vă spun, stimați cetățeni, că încă și în timp campania am spus că pe mine mai puțin mă interesează procentul. Cu atât mai mult că cunosc situația și s-a întâmplat în acești ani de zile de când suntem la guvernare cu furtul miliardului, că lumea ne pune în același coș cu Filat și cu Șoș, cu toată lumea, mă rog. E în drept cetățeanul să vadă și să decidă cum considere. Dar pentru prima dată în Republica Moldova, cetățenii au posibilitatea, începând cu ziua de azi sau cu această lună de octombrie, să analizeze o alternativă a proiectului pe care l-am avut din 1991. Adică viața. Și eu sunt sigur că, începând cu acest an, cetățenii se vor convinge că proiectul actual este un proiect nici să trăiești, nici să mori. Când eu am propus un proiect care să aducă prosperitate, să aducă siguranță zilei de mâine, și sunt sigur că ziua de mâine va demonstra că proiectul nostru este cel mai bun. În toate casele, începând cu acest an, în magazin, în străzi, s-a discutat programul meu, pe care l-am pregătit împreună cu colegii mei din Partidul Liberal. Asta deja e un lucru foarte bun. Că lumea mai crede că președintele va veni și va mări salariile, pensiile, cetățenii se convingă că președintele nu poate, atribuțiile sunt reduse și cu atât mai mult că nici Parlamentul, nici Guvernul, cu toată storința noastră, pe cum se vede din 25 de ani de zile, n-a hotărât, n-a reușit să rezolve problemele sociale. Simplu de spus, așa cum am spus, din două gândrinte. Nu avem economie și nu ne permit Federația Rusă ca să controlăm cotarea așa încât să rezolvăm măcar cât de cât problemele care pot ajuta să formăm un buget pentru a avea posibilitatea să plătim pensii și salarii. Unirea Republicii Moldova este inevitabilă. Și eu mulțumesc tuturor celor care au muncit pentru acest program. Au fost și până la noi și chiar în această perioadă unii cu acest program. Dar atât de puternic, așa cum l-a prezentat, Partidul Liberal n-a fost. El a trecut și hotarele Republicii Moldova, că eu, candidatul Partidului Liberal, pledez pentru unirea Republicii Moldova cu România. Și vreau să vă spun că nu doar a schimbat viziunea unor cetățeni, dar dacă ați observat și la București, au început să vorbească inclusiv și conduce despre unirea Republicii Moldova cu România și să pregătească un program. Și eu sunt sigur că a ajuns la Bruxelles și la Strasburg și în alte capitale. Deci asta înseamnă că drumul pe care l-am ales noi este unul corect și sunt sigur că cetățenii se vor convinge că anume noi, liberalii, și eu în calitate de candidat, am propus cel mai viabil și cel mai bun program pentru o viață decentă, sigură și pentru părinți și pentru copii. Mulțumesc! Poftim? Dacă ne uităm acum că o treime, 55 secțiile, aici au venit rezultate din secțiile mici, înseamnă că cei care au acum mult o scoboare, încă din secțiile mari voturile, și eu sper că Dodon în Chișinău nu are procentul care îl are pe la nord, că la noi știți că zonal votul. E totuși, vreți, nu vreți, există și azi, s-a demonstrat încă o dată că la noi votul este geopolitic. Și sunt, eu bănuiesc, va fi turul 2. O să ajung și o să vedem. Eu nu pot să spun cine o să fie acum. Noi o susținem, dar o să avem ceva de spus. Pur și simplu nu o susținem. Vă rog frumos, nu o luați înaintea carului.
Condiții sunt mai multe. Nu sunt condiții. Astea sunt niște... În politică nu e bine să conținezi. În politică e bine să dialoghezi și să ajungi la un consens împreună, dacă se dorește. Pentru noi este important, încă o dată, să înțelegeți și dumneavoastră, cetățenii, că speranța în care lumea a crezut că a venit azi nu va veni. Și o să vă convingeți. Speranța, stimați cetățenii, care ați crezut astăzi, nu o să vină. Țineți minte ce vă spun eu. Știți că eu nu sunt om care mint și caut voturi numai ca să, indiferent ce vă spun, să am voturi. Eu vă spun adevărul. Speranța pe care ați așteptat-o azi nu o să vină. O să vină atunci când o să vă dați cu Mihai Ghimțoc, Partidul Liberal. Mulțumesc și o seară bună. Poftim? Partidul Liberal va continua lupta pentru unirea Republicii Moldova cu România. Așa cum am făcut-o din 88 încoace, pas cu pas, nimeni n-a crezut. Acum mulți, ei, dar ce credem numai? Cine a crezut că o să dispară Uniunea Sovietică? S-a dus? S-a dus? Cine a crezut că noi să revenim, scriem în grafie latină? Sau să arborăm tricolorul? Cine a crezut cât de puternic era Uniunea Sovietică? Avem și tricolor nostru. Și scrisul nostru, și limba noastră. Așa și unirea. Ceea ce ne-am asumat noi, noi din start am știut că e un obiectiv nu ușor, ba chiar greu, dar cel mai bun. Cea mai bună cale, cea mai corectă. Și așa sunt oamenii. Oamenii sunt conservatori, mai cred, cred că totuși în clasa politică. Da, problema este în clasa politică, dar nu doar în clasa politică. Într-un stat de drept, cu economii de piață, stimați cetățeni, nu clasa politică formează bugetul, ci economia statului care este în mâna celor care se numește privați. Și poftim. Iată încă o dovadă. Clasa politică nu în unii state democratice de sute de ani poate să aibă loc alegeri de trei ori pe an. Și absolut nu oprește cursul sau activitate economică. Totul decurge cum trebuie. La noi, nu, din cauza că nu avem ceea ce trebuie să avem. Oricum, încă o dată, mulțumesc foarte mult celor care au sprijinit acest program. Eu știu că sunt mai mulți pentru Unirea Republicii Moldova cu România, dar asta e o altă problemă. A te declara unionist și a sprijini Unirea Republicii Moldova sunt lucruri diferite. Dar așa suntem noi, românii moldoveni. O seară bună tuturor. Mulțumesc!